În aproape jumătate dintre aceste dosare penale sunt cercetați tineri care au consumat droguri în timpul unor festivaluri organizate anul acesta în județul Vâlcea. Pe segmentul prevenirii și combaterii consumului ilicit de substanțe interzise, jandarmii vâlceni au desfășurat activități preventive la festivalele desfășurate pe raza de competență și au sprijinit organele de cercetare penală specializate. Pe timpul executării misiunilor specifice, țin să subliniez acest aspect, cu ocazia misiunii de asigurare și asigurare a ordinii publice la manifestările culturale, au fost depistate 18 fapte de natură penală prevăzute de legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. 7 dintre acestea au fost cu ocazia unor manifestări culturale-artistice. Ne puteți spune ce vârstau cei pe care i-ați depistat cu substanțe interzise? Vă referiți la acțiunea de ieri sau la alte? Nu, în general, că ați spus că... Sunt foarte tineri. 18 fapte de natură penală. Da. Sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Marea majoritate, elevii în ultimul an de liceu sau tocmai au terminat liceul sau alte școli profesionale. Se consumă droguri pe stradă în apropierea școlilor, spun autoritățile. Da, am avut constatări și în apropierea școlilor, dar cele mai multe le-am avut la festivalul de, sau festivalul de Lundi pe Deep Forest, în care știți că am avut 7 astfel de constatări într-o noapte. Și, de asemenea, a mai fost o faptă de natură penală de loviri și alte violențe. Practic, a fost un scandal. Jandarmii doar constată faptele. Mai departe, cercetările sunt continuate de Biroul pentru Combaterea Crimei Organizate Vâlcea. Cum se finalizează aceste dosare, nu se știe încă.